Da, mă, de ce? De ce? Asta e în greva poamei, nu? Da, a fost ea. E acolo, de la noi. Nu am avut foarte multe din acestea. Sunt o raritate. M-am dus acasă, m-am culcat, am cedat două prăjitori pe face comandă astăzi. Și până la 5 dimineața n-am mai, nu mai m-am trezit. Da. Am băut niște cinci, am mâncat și... Raportez pentru că a crescut. E partid din nou și nu știu ce, și a luat telefoanele și telefoanele și calculatoarele, intenționat. Jandarmii de acolo fac pe toți. E cum e povestea aceea, am un fiu, dar e neastâmpărat. Pă, și urlă în bloc și să ia de alteze și de ce să... Pe partea cealaltă am o fică care nu vreau să fie scoasă la produs. Partea cealaltă toate trei intră în mine. E ca un cilindru. Jumate de cilindru l-am descoperit, jumatea cealaltă s-ar putea să nu fie descoperită niciodată și să întrepunt încă la ADN. Cealaltă e, am un fiu care e duce sau prinț și îl alargă o nevastă, o fată să fie nevastă. Nu știu dacă îl iubește, dar cred că îl place pe celălalt mai mult. Care se ia de duce și de prins. Face de două săptămâni. S-a apropiat cea de 40 de ani. De când am înmormântat-o n-am ajuns. Acum e la biserică, dar până ajung, ia să termine, că la 9 să termine.